Gabor Varga învinge la 125 de centimetri cub și în acest moment Gabor Varga și Adrian Roman sunt la egalitate în clasamentul general al primei etape, 37 de puncte pentru cei doi sportivi. La clasa 250 de centimetri cubi, Luigi Mihail repetă isprava din prima manșă și sportivul de la Astra Brașov preia conducerea în clasamentul general după doar prima etapă a campionatului național de motocross cu un total 40 puncte și acum start în manșa a doua a claselor 125 și 250 de centimetri cubi specială. Din nou același Florian Pop intră primul în virajul strâns imediat de după start, însă Florian Pop, ați văzut, derapează, intră foarte tare în viraj și momentul accelerării roata sa motoare rupe aderența, iar cel care a dominat prima manșă acum trebuie să se mulțumească cu locul 2. Liderul cursei este numărul 46, Valeriu Răilean de la Astra Brașov, învingătorul în prima manșă a clasei 125 de centimetri cubi, însă Florian Pop în acest moment s-a apropiat și se află exact acolo unde roata motocicletei lui Valeriu Răilean stropește. Deci ordinea în acest moment, Valeriu Răilean de la Astra Brașov pe o motocicletă Honda de 125 de centimetri cubi, în poziția a doua Florian Pop de la Motostar Buzău pe un Kawasaki de 250 de centimetri cubi, iar în poziția a treia Cătălin Duță, locul secund al primei manșe de la Torpedo Zărnești pe o motocicletă Honda. Valeriu Răilean conduce în continuare, în timp ce Florin Pop trebuie să se mulțumească cu locul 2, deși Florian Pop este liderul clasei 250 de centimetri cubi. Valeriu Răilean iese acum din bucla suplimentară ce a fost introdusă la clasa superioară, iar în spatele său Florian Pop face eforturi pentru a-l ajunge pe liderul cursei, însă distanța dintre cei doi a crescut. Aceeași tactică folosită de sportivul buzoian, ieșirea în exterior pentru a avea spațiu de demaraj, acum urmează o pantă ce trebuie traversată, o pantă care a creat mari probleme motocicletelor mai mici. Aici, de obicei, sportivii derapau și era foarte greu să revină pe traseu în același loc. Florian Pop, dezlănțuit pe linia dreaptă, îl vedeți acum cum reușește să strunească cu greu motocicleta Kawasaki de 250 de centimetri cubi, însă spectacol total oferit de sportivul buzoian. Într-adevăr, Florian Pop este cel mai bun sportiv ce a luat startul în prima etapă a campionatului național de motocross, etapă desfășurată la Moreni. Florian Pop reușește să preia conducerea cursei. În acest moment, sportivul buzoian se află pe prima poziție, în timp ce Valeriu Răilean a trebuit să cedeze conducerea plutonului, dar brașoveanul conduce clasa 125 de centimetri cubi. Problemele au reînceput. Viorel Botoacă de la Motostar Buzău trebuie să-și culeagă motocicleta din noroi, iar acum îl avem în imagine pe Cătălin Duță, locul secund al primei manșe, și în acest moment sportivul de la Torpedo Zărnești se află în poziția a doua la clasa 125 de centimetri cubi. Cătălin Duță aleargă pe o motocicletă Honda, vă spuneam, la clasa 125 de centimetri cubi, și chiar dacă a avut unele probleme, în acest moment Cătălin Duță are 17 puncte în clasamentul general. Pe o motocicletă Suzuki cu numărul 15, Mihai Pascu de la Steaua București coboară foarte grijuliu panta, sportivul bucureștean doar încheierea manșei. În aceste condiții nu poate fi vorba de o clasare pe podium și de puncte în clasamentul general, însă stelistul face eforturi pentru a reuși trecerea liniei de sosire.
Marian Popă, încă nu contează victoria, iar acum îl avem în imagine pe Viorel Boțoacă de la Motostar Buzău, cu echipier, cu liderul cursei. Și din nou probleme pentru alergătorul de la Steaua București, Mihai Pascu. Stelistul însă va reveni în cursă. Alexandru Strigaciov de la Motostar Buzău îl depășește pe sportivul stelist, însă cei doi se află undeva departe de locurile ce oferă puncte în clasamentul general. Foarte curat stilul adoptat de liderul cursei, Florian Pop. Îl vedeți ce bine folosește terenul și ce bine își alege momentele de frânare și accelerare. În acest moment, Florian Pop îl depășește pe Alexandru Strigaciov. Între cei doi au rămas două tururi de circuit. Practic, niciunul din sportivii prezenți în această primă etapă nu a reușit să facă față ritmului impus de Florian Pop. Iar sportivul buzoian se îndreaptă către alte 20 de puncte în clasamentul general. Vă amintesc, Florian Pop a reușit victoria și în prima manșă, iar acum se află pe prima poziție a cursei, departe de urmăritorii săi. După depășirea sa de către liderul cursei, Alexandru Strigaciov poposește din nou pe marginea traseului. Buzoianul va încerca să revină pe pistă, însă motocicleta sa a avut probleme și Alexandru Strigaciov nu a reușit să se claseze în puncte. Dacă Florian Pop a încercat să ne demonstreze că este foarte ușor, vedeți acum ce se întâmpla în spatele său și cât de greu s-a dovedit a fi traseul morenar pentru cea mai mare parte a competitorilor. Mulți dintre ei au găsit tot felul de scurtături și, ca urmare, aceste scurtături au dus și la unele descalificări. Liderul clasei 125 de centimetri cub, Valeriu Răilean de la Astra Brașov, se îndreaptă și el către o nouă victorie în prima etapă, victorie ce ar urma celei obținute în prima manșă. Datorită foarte dificilului traseu morenar, clasa mică, 50 de centimetri cub și 80 de centimetri cub, nu au mai alergat manșa a doua. Startul a fost dat, însă niciunul din sportivi nu a reușit să încheie măcar un tur de pistă. Pista ce devenise foarte greoaie i-a oprit pe toți cei sportivi. Ca urmare, organizatorii au hotărât oprirea manșei și clasamentul general la 80 de centimetri cubi și 50 de centimetri cubi a fost completat doar după prima manșă. Deci la clasa 50 de centimetri cubi cu 20 de puncte conduce Cosmin Cozan de la Sfântul Gheorghe, iar de la Astra Brașov Andrei Farago a luat conducerea clasamentului general la 80 de centimetri cub cu o victorie, deci 20 de puncte după doar o manșă în sezonul 1995. Locul 2 al clasei 80 de centimetri cub i-a revenit lui Andraș Tamaș de la Electro Sfântul Gheorghe. După cele două manșe ale primei etape din campionatul național de motocross, la clasa 125 de centimetri cubi a motoarelor CZ, șefia clasamentului general este împărțită între Adrian Roman de la Steaua București și Gabor Varga de la Electro Sfântul Gheorghe. Cei doi au totalizat 37 de puncte, o victorie și un loc secund. La clasa 250 de centimetri cubi tot a motoarelor CZ a reușit să puncteze doar Luigi Mihail, sportivul de la Astra Brașov, totalizând 40 de puncte din 40 posibile. Și acum să revenim pe traseul de la Moreni, unde se desfășoară manșa a doua a claselor 125 de centimetri cubi specială și 250 de centimetri cubi de asemenea specială.
liderul cursei în continuare este Florian Pop de la Motostar Buzău. Alergătorul buzoian a avut până în acest moment 20 de puncte după victoria din prima manșă, în timp ce liderul clasei 125 de centimetri cub este Valeriu Răilean de la Astra Brașov. Deci aceleași 20 de puncte în clasamentul general. Alături de spectatori, Florian Pop a avut admiratori și printre concurenți, însă buzoianul și-a văzut liniștit de treabă și Florian Pop se apropie de linia de sosire, fiind la un pas de alte 20 de puncte în clasamentul general. Ultimul viraj strâns pe stânga și Florian Pop intră în linia dreaptă, linia dreaptă ce îl va purta către victoria în manșa a doua și astfel Florian Pop preia conducerea clasei 250 de centimetri cub specială cu 40 de puncte din 40 posibile. La 125 de centimetri cub specială, Valeriu Răilean obține victorii în ambele manșe la Moreni și totalizează de asemenea 40 de puncte. Pe locul 2, Cătălin Duță de la Torpedo Zărnești, 34 de puncte din două locuri secunde, iar pe locul 3, Luigi Mihail de la Astra Brașov cu 28 de puncte, Luigi Mihail fiind și liderul de 250 de centimetri cube a motoarelor CZ. Așa a fost deci în prima etapă a campionatului național de motocross, etapă ce s-a alergat în condiții foarte grele la Moreni, iar dacă veți rămâne alături de Pro TV, veți putea urmări și desfășurarea ulterioară a campionatului național de motocross. Etapa a doua este programată sâmbătă la Zărnești, iar dacă condițiile atmosferice vor fi ceva mai favorabile curselor, spectacolul este garantat, traseul zărneștean fiind unul din cele mai spectaculoase prezente în calendarul campionatului național de motocross. Bună seara, sunt Arnold Bobilanski și pe parcursul următoarelor 41 de minute vă invit să urmăriți la Pro TV cea de-a treia etapă din campionatul național de motocross, etapă desfășurată pe un traseu amenajat în localitatea Izvoranu, localitate învecinată cu orașul Buzău. Cronometrate ale claselor 125 de centimetri cub și 250 de centimetri cub motociclete speciale. Îl aveți în imagine pe Vitali Gonciarov, campionul Republicii Moldova. Gonciarov apărând pentru prima dată în acest sezon în campionatul nostru de motocross. Vitali Gonciarov încearcă să îl detroneze pe Florian Pop, liderul clasei 250 de centimetri cubi. La clasa 125 de centimetri cub, favoriții erau cu numărul 46, Valeriu Răileanu, liderul clasamentului general, și locul 2 al clasamentului general cu numărul 2, Cătălin Duță de la Torpedo Zărnești. Bătălia pentru pole position s-a dat între acești sportivi, însă în antrenamentele cronometrate a avut loc și primul incident aici pe traseul din localitatea Izvoranu. Vedeți acum 6 alergători se aruncă în această coborâre și în urma acroșajului cu numărul 32, Octavian Ionescu de la Motostar Buzău este accidentat. Până la urmă alergătorul va reuși să se întoarcă pe propriile picioare, însă accidentul a fost destul de serios. Octavian Ionescu, nemai luând startul în prima manșă a claselor 125 și 250 de centimetri cubi.
Gonciarov a ridicat primele semne de întrebare pentru publicul spectator, bineînțeles Florian Pop, liderul clasei 250 de centimetri cub, fiind și favoritul publicului, Florian Pop alergând pentru clubul din localitate Motostar, însă Gonciarov, prin stilul său impecabil și dispunând de o motocicletă Honda de 250 de centimetri cub model 1994, a făcut ca publicul să se întrebe dacă Florian Pop va reuși să domine tot atât de autoritar cursa la această clasă. Mai reținuți în antrenamente, Valeriu Răileanu și Cătălin Guță se rezervau pentru cursa propriu-zisă. Și puține momente până la startul etapei a treia din campionatul național. Start la clasa 125 de centimetri cub și 250 de centimetri cub a motoarelor CZ și surpriză chiar din startul acestei clase cu numărul 1 de concurs, liderul clasamentului general la 250 de centimetri cub, brașoveanul Luigi Mihail cadă. L-ați văzut pe Luigi Mihail pierzând controlul motocicletei sale și căzând imediat după start. Mihail va fi obligat să facă o cursă de urmărire încercând să recupereze timpul pierdut. Principalul său adversar este Alexandru Ivieși de la Steaua București. Bucureșteanul având un start perfect și preluând conducerea cursei, profitând și de căzătura lui Mihail Luigi. La clasa 125 de centimetri cub, bătălia se dădea între Adrian Roman de la Steaua București cu numărul 4 de concurs și cu numărul 2 Ciprian Lucaci de la Astra Brașov. Start foarte bun pentru Lucaci, în timp ce Adrian Roman cade din start pe poziția a doua. În primele două etape ale sezonului, etape desfășurate la Moreni, atunci când ploaia nu a contenit și sportivii au dat o luptă grea cu noroiul de pe traseu, atunci, deci, la Moreni a învins Gabor Varga în prima manșă, Adrian Roman mulțumindu-se doar cu locul secund, în timp ce Ciprian Lucaci a abandonat. În manșa a doua, rolurile s-au inversat și Adrian Roman reușește să termine în fața lui Gabor Varga, în timp ce Ciprian Lucaci, din nou urmărit de ghinion, va abandona. La Zărnești, pe un traseu uscat, revine Ciprian Lucaci și învinge în manșa secundă. Adrian Roman însă și adaugă cele 20 de puncte puse în joc în prima manșă și astfel preia șefia clasamentului general. Gabor Varga, învingătorul din prima manșă a sezonului, a trebuit la Zărnești să se mulțumească cu locul 3 în cele două manșe. Deci, lider al clasamentului general, Adrian Roman, însă, de data aceasta, numărul 4 pe care l-ați avut în imagine, aleargă în poziția a doua. Cu numărul 7 de concurs, Alexandru Ilieși, liderul clasei 250 de centimetri cube a motoarelor CZ. Principalul său adversar, Luigi Mihail, de la Astra Brașov, a rămas mult în urmă datorită căzăturii de la start și Luigi Mihail trebuie să se lupte acum cu alergători întârziați. Numărul 30 de concurs, Dorin Jamandeiu de la Motostar Buzău. Jamandeiu reușind doar 11 puncte, deci locul 5 în prima manșă de la Zărnești. Acum însă Jamandeiu aleargă în poziția a patra. Îl vedeți în urcare pe una din pantele traseului Buzoian. Foarte cald a fost aici la Buzău, vedeți praful ridicat de motocicliști, cel puțin la start, probleme mari pentru alergătorii ce rămâneau în urma liderului și până la urmă însă nu au fost evenimente importante în afara acelui accident în antrenamentele cronometrate și a căzăturii mai puțin periculoase pe care a suferit-o brașoveanul Luigi Mihail. L-aveți acum în imagine pe Luigi Mihail. Acesta se apropie încet cu încet de pozițiile fruntașe, însă
distanța între el și liderul cursei din acest moment, Alexandru Ilieș de la Steaua București, este foarte mare. Puține șanse pentru Luigi Mihail să mai recupereze terenul pierdut. Doar un abandon al lui Ilieș poate l-ar mai salva pe liderul clasamentului general. Bătălie inegală între o motocicletă de 250 de centimetri cubi pilotată de Gheorghe Stămilă de la Motostar Buzău și cu numărul 8 o motocicletă de 125 de centimetri cubi pilotată de Robert Hărdanu de la Automecanica. Adrian Roman încearcă să recupereze și în fața sa se află doar Ciprian Lucaci la clasa 125 de centimetri cubi. Distanța între cei doi se micșorează, Adrian Roman se apropie de Ciprian Lucaci și pe parcursul următoarelor tururi, distanța între cei doi va scădea vizibil. Rămâne de văzut însă dacă Adrian Roman va reuși să urce în prima poziție a cursei. Oricum, chiar și o poziție secundă este foarte importantă pentru Adrian Roman, diferența de puncte între locul 1 și locul 2 fiind de doar 3, ceea ce înseamnă că Adrian Roman va rămâne în continuare liderul clasamentului general. Cu numărul 91 de concurs, Sergei Carpov de la Motostar Buzău, unul din mercenarii buzoienilor aduși de peste Prut. Sergei Carpov aleargă în poziția a treia, el și-a făcut debutul în etapa a doua a sezonului la Zărnești, reușind locul 3 în prima manșă și locul 6 în manșa secundă. Căldură mare aici la Buzău, îi vedeți pe antrenorii și mecanicii echipelor aruncând cu apă pe sportiv. Trebuie să existe o răcire și pentru alergători, dacă motoarele acestea răcite cu aer rezistă cât de cât, sportivii funcționează cu răcire cu apă. Și finalul primei manșe la motoarele CZ, deci la 125 de centimetri cub trece primul linia de sosire, Ciprian Lucaci, Adrian Roman nu mai reușește să surmonteze handicapul din start și termină în poziția a doua. La 250 de centimetri cubi, Alexandru Ilieș, unul din favoriții acestei clase, reușește să-și adauge cea de-a treia victorie în cele trei manșe alergate în sezonul 1995. Clasamentul final al primei manșe buzoiene la 125 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. Ciprian Lucaci, 20 de puncte pentru clubul Astra Brașov. În poziția a doua, Adrian Roman, Steaua București, 17 puncte, iar pe locul 3, Robert Hăbeanu de la Automecanica, 15 puncte. La 250 de centimetri cubi, Alexandru Ilieș, Steaua București, 20 de puncte. În poziția a doua, Mihai Antal, 17 puncte de la Astra Brașov. Iar în poziția a treia de la Motostar Buzău, Sergei Carpov, 15 puncte în clasamentul general. Pe tora spectacolului, puține momente până la startul claselor 125 de centimetri cubi și 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale. În acest moment alergătorii se așează pe grila de start, va urma un spectacol pe două roți și start la clasele superioare 125 de centimetri cubi și 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale și într-adevăr surpriză pe traseul buzoian, Vitali Gonciarov pleacă foarte bine, are un start excelent și preia conducerea cursei. Florian Pop s-a pierdut undeva în spate, în pluton, la clasa 125 de centimetri cubi, îl vedeți acum pe Valeriu Răileanu derapând, însă Răileanu se redresează, Cătălin Guță pierde startul, Guță nu este unul din alergătorii ce are un start foarte bun și din nou Guță se pierde undeva în pluton, Valeriu Răileanu în acest moment în poziția a treia, însă Răileanu conduce la clasa 125 de centimetri cubi. A început cursa de urmărire între Florian Pop, îl vedeți acum în reluarea startului în centrul imaginii, motocicleta verde. Florian Pop însă din stânga a țâșnit impecabil Vitali Gonciarov,
și Gonciarov a preluat conducerea cursei alături de el cu numărul 1 de concurs, Alexandru Enceanu, cu echipierul său la Astra Brașov. Enceanu în poziția a doua îi va face zile grele lui Florian Pop. Bineînțeles, cei doi au adoptat o tactică de echipă și Enceanu și-a protejat colegul pe Vitali Gonciarov. Campionul Moldovei reușește să se distanțeze, îl vedeți acum, are un parcurs perfect, numărul 17 și liderul clasei, 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale. Vă spuneam, este debutul lui Gonciarov după 2 ani de absență din campionatul nostru național. Gonciarov acum reușește să-și achiziționeze o motocicletă performantă, o Honda model 1994, motocicletă în care Gonciarov își pune toate speranțele pentru a-l bate pe Florian Pop. Și acum Gonciarov, spre deziluzia publicului buzoian, reușește să se distanțeze de Florian Pop. Acesta se luptă din greu cu Alexandru Enceanu pentru poziția a doua a cursei, însă mai sunt de parcurs multe tururi de traseu până la finalul acestei curse. A căzut în plan secund pe Alexandru Enceanu. Acum însă îl urmărim pe Vitali Gonciarov. Florian Pop se apropie de Enceanu, însă Enceanu are un stil foarte legat și foarte eficient. L-ați văzut pe Enceanu reușind să păstreze distanța față de Florian Pop. Gonciarov în continuare de neoprit, însă din spate Florian Pop începe să-și reintre în mână și stilul său spectaculos ridică publicul în picioare.